În sfârșit, s-a arătat celor 11 când cedeau la masă și i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimilor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-l văzuseră în viață. Apoi le-a zis: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care le însuțeau. Amin. Glorie Domnului! Și scrisă cuvântul Domnului ca o încurajare deosebită pentru noi. În rănile lui Iisus Hristos suntem tămăduiți. Glorie lui Iisus! Mai mult apostolul Petru în alții Duhul Sfânt și scrisă cuvântul Domnului. Ați fost vindecat, căci în rănile lui Iisus avem vindecarea. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Iubiți-ne, frate și surori! Până fratele Pascaliu vine în față să ne dea o nouă motivare pentru o nouă rugăciune, aș vrea să vă mărturisesc cuvântul acesta și să știți că Domnul lucrează și astăzi. Și cei mai mulți dintre frate și surori de instituțiile de autoritate au venit la Dumnezeu zdrobiți prin suferință, pentru că a fost nevoie de intervenția cuvântului Dumnezeu, care spune că Cartea Sfântă Domnului ca un ciocan care sfărâmă piatra, să sfărâme piatra împietrirea inimii noastre din pricina păcatului, să scoată inima aceea împietrită de păcat afară, să pună o inimă nouă, cum să ruga și David, pune o inimă nouă și un duc nou și statornic Dumnezeule, slăviță de Domnul. Domnul vindecă, să știți și astăzi, sunt mărturii și chiar aici, între cei mai mici și mai neînsemnați din fața dumneavoastră, noi, politicii, din România, Dumnezeu a vindecat pe mulți dintre noi, de cancer a vindecat, la pancreas Dumnezeu a vindecat, de hrănire de discul paralizit de picior, Dumnezeu a completat și os în cutia craniană, la un trunc din arată unui frate polițist, care așa s-a născut, s-a născut cu gâtul strâmb, nu putea să-și îndreaptă, nu putea să plângă, de asemenea avea probleme, dar Dumnezeu care vede din ceruri, care aude pe cel nenorocit, îl izbăvește. De ce îl izbăvește Domnul? Ca să-l proslovim, aleluia! Doriți să fie Domnul! De asemenea, la Cluj, un polițist n-a avut 12 ani, n-a avut nici cum să se pocăiască. Ne pare rău că în această seară n-a putut să ajungă și el aici. Domnul să se îndure și de el acolo și să-i dea biruință în încercarea prin care trece cu soția lui. Știu că Domnul va izbăvi. Așa cum a vindecat de cancer, cum l-a izbăvit, în urma ungerii cu un de lemn, căci cuvântul Domnului spune de pita lui Iacob, este cineva bolnav, să cheme pe prezbiterul bisericii, să-i facă ungere cu un de lemn, să se roage și dacă o păcătim, Domnul va vindeca. Slăviți-o fie Domnul! Și Dumnezeu l-a vindecat de cancer și a fost o mărturie, o mărturie copleșitoare pentru medici, pentru că Dumnezeu scoate și medici. În România există și o asociație a medicilor creștini, slăviți-o fie Domnul! Și zice, băi, să nu râzi, zice, de mine, Ștefanie. Când Dumnezeu s-a atins de mine în urma ungerii cu un de lemn și s-a rugat biserica, mă, așa m-a furentat Dumnezeu ca la 380. Dar zice, știi cum, o dragoste, o pace, o bucurie atât de mare, încât am izbucnit, frate, mă, stop, facă Domnul ce-o vrea cu mine. Eu de astăzi sunt Sfântul Hristos. Dar ce ai vrut să zici cu asta, Ioan? Și dacă nu mă vindecă, eu vreau să fiu al lui Hristos. Pentru că s-au dus la operație, l-au tăiat, au scos tumoarea și au zis, dacă Dumnezeu s-a atins de tine, o trimite la București, să vină rezultatul de la laborator. Vrei? Și au zis de el, da. Păi două comisii medicale, uite ce-au spus, nu mă interesează, eu nu știu. Acolo a lucrat, s-a rugat biserica Domnului, Domnul mi-a făcut ungere și s-a atins de mine. Și vine rezultatul. Nici o celulă în tumoare nu mai este cancer.
din făcut ungere și Dumnezeu s-a atins de mine. Și când au văzut oații din nou, sunt genunchi să poate, să vedem ce s-a întâmplat. Și-a venit rezultatul din nou. Ce am făcut? Dar ți-am spus! Am fost la un caz, rugat biserica, Domnul mi-a făcut ungere, Domnul s-a atins de mine. La care medicii au spus, da, de asta nu m-a bunul Dumnezeu din ce face. Slăviți-a pe Domnul! Dar pe cum să nu fii din aminte? Că după ce te curentează bunul Dumnezeu, apoi nu mai poți să stai cu gura închisă și să și să fii în prezența lui Dumnezeu și a Sfinților Domnului și să stai acolo și de-a presă în om. Nu! Atunci când se atinge Dumnezeu de tine, atunci ești plin de bucurie. Amin. Și pentru că unii în inima lor și în această sală s-au potignit de lucrare, vă spun în numele Domnului, uitați-vă la modelul de săvârșit care este Hristos Domnul. El ca Dumnezeu întrupat s-a rugat lui Dumnezeu nu din păduță, ci s-a rugat cu lacrimi și cu strigăte mari către ceea ce putea să-L izbăvească și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui. Dumnezeu ce-a făcut? L-a proslăvit, l-a înviat și s-a lăsat de dreapta Tatălui și numai în numele Lui Iisus să dă iertare, mântuire, vindecare și viață veșnică, slăvit să fie Domnul. De aceea, fraților, cine crede ce zice Scriptura, vede lucrurile Lui Dumnezeu. Cine nu crede ce scris, nu le vede și trăiește o pocăință ieftină, ușuratică, care va fi pedepsită în ziua aceea. Dar noi nu suntem din aceia cât suntem aici, care să nu avem credință și să nu credem tot ce duce Scriptura, ci credem tot ce duce. Și să vedem lucrările lui Dumnezeu. Și le pipăim cu mânuța noastră și le vedem că se împlinesc. Adică își împlinește Domnul cuvântul. Da, cu cine? Cu cine se pune la dispoziție? Domnul să binecuvânteze și pe fratele iubit, fratele iubit, stăm pe noi iubit. Domnul să fie slăvit și binecuvântat. Stăm înaintea Domnului. E o sală deosebită înaintea Domnului. Pentru că Domnul aici, nu noi, noi nu suntem nimic. Domnul e totul slăvit să fie. Gloria Domnului. Avem un Dumnezeu mare. Amin. Și pentru că avem un Dumnezeu mare, s-a adresat fiecăruia dintre noi. Nu s-a adresat altora. S-a adresat fiecăruia. Zice că lasă-l să te atingă. Nu a zis să mă atingă fratele sau să mă atingă fratele. A zis lasă să te atingă Dumnezeu. Și Domnul să ne facă să înțelegem acasă. Că suntem la dispoziția lui Dumnezeu. Am fost binecuvântați cu un timp de har. Putem să spunem că e un timp de har. Stropii de har au fost peste noi. Și mulțumim pentru aceasta lui Dumnezeu. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mă aflu în locul acesta, în care pot să-i dau slavă lui Dumnezeu. Suntem aici un grup de 7 persoane, de la Bistrița, din județul Bistrița, și dacă mă gândesc mai bine, chiar și 8. Și cred că în sală sunt mai multe persoane care cunosc unde este localitatea Bistrița. Frații din această localitate, din acest județ, din această parte a țării, vă transmite la toți frații, vă transmite sănătate și frumosul salut, Maranata, Domnul Mărturie, Domnul să fie binecuvântat. Așa cum dumneavoastră vă uitați la voi cei îmbrăcați în alb, vă spun sigur, fiecare din noi suntem o minune. Așa ne uităm și noi în sală, la dumneavoastră, și suntem siguri că și dumneavoastră fiecare sunteți o minune. Fiecare am putea să povestim, să spunem ce bunătăți și ce binecuvântări a făcut Dumnezeu pentru noi. Pentru casa noastră, pentru familia noastră, pentru cei din jurul nostru, la locurile de muncă și în bisericile de unde suntem. Și Domnul să ne ajute în continuare să îl recunoaștem pe El ca Domn, Stăpân și Mântuitor. Se spune că rugăciunea este o bogăție în sărăcie. Este un refugiu în slăbiciune. Se zice că rugăciunea este putere când e slab și este lumină în întuneric. De aceea, în aceste momente, eu mă gândeam așa că de când a zis frații că o să dau un îndemn, am văzut că toți care au venit aici au spus exact ce voiam să spun eu. Și dacă ați fi dumneavoastră în locul meu, tot așa, sigur, toți cei care vin înaintea dumneavoastră ar spune exact ce doriți dumneavoastră să spuneți. Dar am auzit acum
11 ani în întâmplare și dintr-o țară foarte civilizată care am cunoscut, am auzit de ea, de fost nu am fost, în Elveția. Zice că a fost cineva acolo și a văzut pe stradă trei persoane cu ceva veste repreporizante și care scriau, se plimbau pe stradă. Și scria pe vestele lor, nu scria poliția, când scrie pe cei care vă oprește la circulație, scria patrulă de rugăciuni. Și m-am gândit așa, atunci spunea, a abordat persoanele respective și a întrebat, ce faceți? Și a zis că din biserica noastră am organizat pentru localitatea în care suntem câte 3-4 ore să acoperim toată localitatea și ne plimbăm prin localitate și ne rugăm pentru unde Dumnezeu ne-a așezat. A zis extraordinar. Zic că dacă cei din Elveția se roagă pentru localitatea lor, înseamnă că bunăstarea materială, bunăstarea spirituală a lor, prin cal, prin înțeleți, este dăruită de Dumnezeu și nu se datorează intelectului lor, ci se datorează bunătății lui Dumnezeu. Și bunătatea aceasta s-a obținut în urma intermedierii patrulelor de rugăciune. Este un mod de a interveni pentru seminii noștri. Și mă gândeam seara aceasta să facem noi, cei de aici, o rugăciune pentru localitatea și pentru toți credincioșii care sunt în diasporă, care sunt în afara țării. Și în contrapartidă, dumneavoastră care sunteți în diasporă, să ne susțineți pe noi, cei din autoritățile statului român, în rugăciune, ca Dumnezeu să binecuvinteze România, ca toți oamenii din autoritate, din conducere, din conducerea țării, să fie sub îndrumarea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Amin. Să cunoască că Dumnezeu este Cel care conduce. Amin. Să recunoască că El este singurul care dă autoritatea adevărată. Amin. Și care dă nu numai autoritatea adevărată, care dă și viață veșnică la toată lumea. Aici Dumnezeu spune în Psalmul 34, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Așadar, ne ridicăm în picioare și aducem o rugăciune în fața lui Dumnezeu. Noi ne rugăm pentru toți credincioșii din diasporă, din afara României și dumneavoastră vă rugați pentru România, ca România să fie binecuvântată cu o conducere, cu oameni sub autoritatea lui Dumnezeu. Amin. Amin. Să-mi